50 de lucruri fascinante pe care poate nu le știai despre India. India este o țară fascinantă, plină de cultură, tradiții și locuri minunate. De la mâncăruri delicioase până la frumusețea naturală și diversitatea religioasă, India oferă o mulțime de experiențe unice. În acest material vă voi prezenta 50 de lucruri mai puțin cunoscute despre această țară misterioasă și plină de viață. India este a șaptea cea mai mare țară din lume în ceea ce privește suprafața și cea mai populată țară, cu peste 1,4 miliarde de locuitori. India are 29 de state și 7 teritorii unionale, fiecare cu propria cultură și tradiție. India este locul de naștere a 4 religii majore, hinduismul, budismul, jainismul și sikhismul. Există peste 19.500 de limbi și dialecte vorbite în India, dar doar 22 dintre acestea sunt recunoscute oficial. Sistemul de numerație cu cifre arabe pe care îl folosim astăzi a fost dezvoltat în India. India este cel mai mare producător de lapte din lume, depășind nivelul de producție al tuturor țărilor Uniunii Europene combinate. India este cel mai mare producător de filme din lume, cu peste 1600 de filme produse anual. În India, sportul național este hockey pe iarbă, dar cricketul este cel mai popular. Bollywood, industria cinematografică indiană, este un amestec de cuvintele Bombay, numele vechi al orașului Mumbai, și Hollywood. Yoga, o practică spirituală, fizică și mentală, își are originile în India și datează de peste 5.000 de ani. India a fost primul loc unde s-a cultivat bumbacul, în urmă cu aproximativ 5.000 de ani. Peștera Ajanta, din Maharashtra, din vestul Indiei, este cunoscută pentru picturile murale și sculpturile sale budiste spectaculoase, datând din secolul al II-lea înainte de Hristos. Șarpele cu ochelari, cel mai veninos șarpe din India, are ochelari desenați pe spatele capului. În India, mâncatul cu mâna este considerat o tradiție veche și este încă practicată în multe părți ale țării. În India, vacile sunt considerate sfinte în religia hindusă și sunt adesea tratate cu respect și venerație. Râul Gange, cel mai sfânt râu din India, este considerat a fi purificator, iar hindușii se spală în apele sale pentru a-și curăța păcatele. Ceaiul Darjeeling, din nord-vestul Indiei, este unul dintre cele mai rafinate ceaiuri din lume. Taj Mahal, una dintre cele mai cunoscute clădiri din lume, a fost construit de împăratul Shah Jahan în memoria soției sale, Mumtaz Mahal. Kariboli, un dialect al limbii hindi, este baza limbii standard hindi și limbii moderne urdu. New Delhi, capitala Indiei, are cea mai înaltă minaretă din cărămidă din lume, Qutub Minar. Sari, o piesă tradițională de îmbrăcăminte pentru femei, este formată dintr-un singur metraj lung de material, de obicei între 5 și 9 metri, care este înfășurat în jurul corpului. Holi, cunoscut și sub numele de Festivalul Culorilor, este o sărbătoare populară în India, celebrată prin aruncarea de praf colorat și apă, unul asupra celuilalt. India este unul dintre puținele locuri din lume unde se pot vedea tigri în sălbăticie. În India, se estimează că peste 300 de milioane de oameni practică meditația și alte tehnici de relaxare. Kumbh Mela, cel mai mare pelerinaj religios din lume, are loc în India odată la 12 ani. India este al doilea cel mai mare producător de ceai din lume, după China. Dudul este arborele național al Indiei. Kerala, un stat din sudul Indiei, este cunoscut pentru rețeaua sa extinsă de canale. India are cea mai mare concentrație de vegetariani din lume, cu aproximativ 30% din populație care urmează o dietă fără carne. În India, modul de călătorie preferat este trenul, cu una dintre cele mai extinse rețele de cale ferată din lume. Lotusul este floarea națională a Indiei.
Primul matematician care a utilizat 0 ca cifră și ca simbol a fost matematicianul indian Brahmagupta în secolul al VII-lea. În India, mireasa poartă adesea o rochie tradițională roșie la nunta ei, deoarece culoarea roșie simbolizează fertilitatea și prosperitatea. Muntele Kanchenjunga, care se află la granița dintre India și Nepal, este al treilea cel mai înalt munte din lume, după muntele Everest, aflat la granița dintre India și China, și K2, sau K2, aflat la granița dintre Pakistan și China. India este al treilea cel mai mare producător de energie solară din lume. În India, Ayurveda este o formă tradițională de medicină care se bazează pe echilibrul dintre minte, corp și spirit. Deșertul Thar, cel mai mare deșert din India, se întinde pe o suprafață de peste 200.000 de kilometri pătrați. India este al doilea cel mai mare producător de fructe și legume din lume. Bengalul de Vest, un stat din estul Indiei, este cunoscut pentru festivalul Durga Puja, care sărbătorește zeița hindusă Durga. India a lansat primul său satelit, Aryabhata, în 1975, și de atunci a devenit o putere majoră în explorarea spațiului. În India se estimează că există peste 3 milioane de zei și zeițe. Hampi, un sit arheologic din Karnataka, din sudul Indiei, un loc înscris în patrimoniul mondial UNESCO, este cunoscut pentru ruinele sale spectaculoase și monumentele vechi. India este una dintre cele mai vechi civilizații din lume, cu o istorie care datează de peste 5.000 de ani. În India, peste 65% din populație are sub 35 de ani, ceea ce face țara să aibă una dintre cele mai tinere populații din lume. India este cel mai mare consumator de aur din lume, cu aproximativ 700 de tone de aur achiziționate anual. India este una dintre puținele țări din lume care produce toate cele patru tipuri de mătase, Dud, Tusar, Muga și Eri. India este țara de origine a jocului de șah, cunoscut sub numele de Chaturanga, având origini care datează de peste 1500 de ani. În ciuda numeroaselor diferențe culturale și lingvistice, India nu a avut niciodată o perioadă de război civil în istoria sa modernă. În India, conceptul de karma este o parte importantă a filozofiei și a religiei indienilor și înseamnă că fiecare acțiune are consecințe, fie bune, fie rele. Chai, ceaiul indian tradițional aromatizat cu condimente și ierburi, este una dintre cele mai populare băuturi din India și a devenit popular în întreaga lume. India, o țară cu o istorie bogată și o diversitate culturală uluitoare, continuă să inspire și să fascineze călătorii și pe cei interesați de tradițiile și obiceiilor sale unice. Dacă ți s-a părut interesant acest material, te invit să te abonezi canalului meu. Iar, în comentarii, spune-mi ce destinație din India ai dori neapărat să vizitezi. Până data viitoare, ciao, sunt Voicu Mihnea din Beijing!